cu mielul în brațe, bătrânul a plecat din sat în zori pe drumul spre cetate. Să-și pună mâna toți pe capul lui din cei robiți de boli și de păcate. Se spală astfel de multele greșeli de a fi rănit văzduhul cu strâmba lor făptură. Și mielul, împovărat cu neputința lor, e scos în nopți la lupi, pe arătură. Acum el tremură în ger, pe drum, abia zvântat din sânul maicii sale. Senine și domoale. Pe frunte-i picurat un clipăt cenușiu, l-a ars o stea când s-a lovit în noapte cu jarul ei încet de maica lui și i-a deschis izvoarele cu lapte. Ochii sunt verzi și limpezi, încă neumbriți de niciun val de patime străine. Oameni tot vin și spală în capul lui mâinile groase, pline de rugine. Urechile-i sunt din ce în ce mai lungi, picioarele din traistă au ieșit țurloaie. Și mielul, iată-l, țap ispășitor, pe deal, în staur, răstignit în ploaie. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, n-a deschis gura.
El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit. Pumnul. Încă de când m-am născut, mi s-a spus că semăn cu tata, o brută, fără milă, cu unghii murdare și pielea bătucită. Mi-a plăcut întotdeauna să lovesc, să simt durerea aproape, să simt frica în trupul pe care l-ameninț. Mi-a plăcut întotdeauna să domin prin forță, să nu rămân dator, să lovesc și celălalt obraz cu răutate. Am fost întotdeauna strâns și încordat ca un arc, iute la mânie și pus întotdeauna pe harță. Nu ții minte ca lumina soarelui să fi văzut vreodată întunecimea și adâncimea palmei mele. Înăuntrul meu era ca o grotă fără lumină. Eu îmi câștigam existența prin muncă, lovind, strivind, rănind. Mi-am făcut întotdeauna dreptate singur, învingând rațiunea și simțirea. Auzisem de profet, cu mâinile lui albe, cu degete lungi și subțiri, cu sufletul la vedere. Mâini ce știau să vorbească, mâini ce știau să dăruiască, să vindece, să învie morții. Mi-aș fi dorit atât de mult să-l întâlnesc. Se spunea că ar fi strunit cu măiestrie dalta și ciocanul. Mie nu mi-au plăcut niciodată palavragii. Măsura unui bărbat, știam de la tata, era dată de forța pumnului. Am fost aleși în seara aceea cei mai destoinici, cei mai întunecați și încercați, doar cei cu pumnul greu. Ni s-a dat mână liberă. M-am năpustit asupra lui, cu întreaga greutate a întunecimii mele. Atunci, lovind în trupul Mântuitorului, m-am frânt. N-a rămas mare lucru din mine. Astăzi, sunt doar o mângâiere. Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată, biciul. Mi-e foame, mi-e sete de sânge, vreau să sfâșii, să tai, să sfârtec, vreau să ucid. Iată prada. Azi foamea se va sfârși, setea se va stinge.
Am să mă hrănesc din trup sfânt. Am să gust pielea pură, sacră, sânge dulce, cald, de fiu de om. Ah, clipa mult râvnită nu e departe. Ospățul e pe cale să înceapă, să curgă sânge. Acesta e timpul meu. Am fost creat să aduc suferință, să împart ură, să nu arăt milă și să produc durere. Din prima mea lovitură le va gusta pe toate acestea. Voi lăsa rană după rană și în scurt timp tot trupul va fi acoperit de carne vie și va mirosi a moarte. Nu, a muri e prea ușor. Am să-l chinui, am să-l pedepsesc, am să-i dau să mă guste de nenumărate ori. Nu, am să-i dau să mă guste de 40 de ori fără una. Dar fiecare va aduce durere, batjocură, suferință, ură, ocară, lacrimi, deznădejde, înrobire, singurătate. Ah, satisfacția mea lovește biciul. Ostașii au împletit-o cu lună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină purpurie. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune, împăratul iudeilor, și dădeau palme, coroana de spini. Poate nu m-ați considerat niciodată un martur important al evenimentelor acelei zile. De ce ați face-o? Sunt o replică jalnică a unui obiect măreț. Nu sunt deloc o coroană în adevăratul sens al cuvântului. Nu am fost creată de un meșter dibaci care să-și fi pus tot suflul talentului său în făurirea mea și nici nu am nimic de preț în compoziție. Nu am fost admirată, nu am fost închinată cu admirație unui împărat adorat, ci am fost smulsă de tânăr vlăstar. Îndoită și întinsă la maxim, stăteam să pocnesc sub ura celui ce mă împletea. Cât timp am stat în mâinile lui, am învățat că nu voi încununa pe nimeni și nimic important. Ba din contră, eu însă sunt o bagiocură la adresa unui bagiocoritor, răsplata unui hulitor. M-am resemnat în disprețul cu care am fost așezată pe capul lui. M-am înfipt bine cu spinii mei flămânzi în fruntea sa. Aveam o satisfacție nebună, contribuind și eu la pedeapsa lui. Eu eram partea pedepsei, o încununam. În căldura mețitoare, zumzetul mulțivii devenea de nesuportat. Se făcu liniște doar când greutatea crucii a fost ridicată. Atunci, totul s-a schimbat. Timpul parcă se opri în loc și am putut vedea scena așa cum nu i-a fost dat nimănui să o vadă. De sus, am putut citi ignoranța celor ce strigau: răstignește-l, răstignește-l! Nu știau ce fac. Am văzut deznădejdea celor aproape de crucea din mijloc. Se uitau cu atâta durere, parcă pierdeau irecuperabil ceva de mare preț, vital pentru ei. Cât aș fi dat să-i fi putut vedea și eu chipul, să pot privi în ochii săi și să văd o frântură din cer. Am simțit cum sângele îi zvâgnește sub apăsarea spinilor mei. Și ceva ciudat s-a întâmplat. Am simțit viața. Sângele său era ca o sevă. M-a cuprins în toate fibrele și parcă dădeam să înfloresc. M-am cutremurat toată. Era ceva cu totul necunoscut pentru mine. Nu am crezut niciodată că stârpitura de mine poate avea perspectiva unui lucru atât de nobil cum este înflorirea vieții. Atunci am înțeles ce încununam eu. Încununam viața, dar nu așa cum o înțelegem noi. Nu putea fi cuprinsă în particule sau atomi, dar era mai reală decât se poate exprima.
îi îmbrățișam blânda frunte și nu mai vreau să-i dau drumul. În colăcirea nuielelor mele simțeau pulsul suferințelor sale. Erau de neînchipuit. Într-o ultimă văpaie s-a stins, se mistui în iubire. M-au dat jos, dar nu a mai fost aceeași de atunci. M-am uscat de atâta tăcere. De aceea v-am vorbit, ca măcar voi să răscumpărați clipa, cunoscând adevărul. Ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpăținii, care în evrește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit frânghia. M-au întins atât de tare încât m-a durut. Și durerea mea a devenit una cu durerea lui. I-au strâns mâinile la spate și am simțit atunci sângele cald printre funile mele. Dar n-a scos nici un cuvânt. La un capăt erau strânse încheieturile împăratului. La celălalt, un soldat mă strângea cu forță ca și când ura lui ar aduna ura unui întreg univers setos după dreptate umană. Aveam să învăț în acea zi că funia dreptății ține de sfera divinului, iar omul nu e nimic mai mult decât o frunză atinsă de toamnă. Ne-am continuat drumul. El, eu și o gloată adunată ca la un spectacol. Visasem cândva noduri complicate și corăbii mărețe biruind oceanele, având lumea la picioare. Dar am sfârșit legând mâinile Fiului lui Dumnezeu, mâini care au întins mările și oceanele dorințelor mele. Când am ajuns pe deal, m-au desfăcut și m-au aruncat la pământ între bolovan și nisip. Apoi m-au legat de lemn și au ridicat crucea. Întinsă, plină de sânge, unind cerul cu pământul vreme îndelungată, am privit pe Iisus, stingându-se în liniște în fața mea. Am ținut legat pe Fiul lui Dumnezeu pentru ca El să aducă lumii eliberarea. Ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește înseamnă Golgota. Acolo a fost răstignit cu ele. Lasă-ți carnea îmbrățișată de osul meu, căci împlinirea a ceea ce stă scris e aproape. Nici o zvâcnire, nici o durere, nici o strigare, nici un înger să nu fie în tine, Dumnezeul de lut. Lasă-ți sudoarea să sărute lemnul și fă din ochii tăi cer, căci numai tu ești cel ce a fost, cel ce a plecat și cel ce se întoarce. Ia-ți viața, dă-mi viața, căci moartea nu e decât chemarea vieții la viață, jertfa luată înapoi. Și cer, dă-mi cer, mult cer, Hristoase care ești, să-l iau, să-l țin pe lemn să se usuce, să nu fii singur. Și lasă păcatul în brațele tale, cuprins în palmele tale, căci una veți fi. Și lasă nădejdea, și lasă durerea, și trupul cuprins în cer, și tot, căci singur vei fi. Lasă-ți dar carnea în brațele mele, cuprinsă în oasele mele, căci una suntem. Aici, în tine, doar eu vreau să mor frumos, să mor în tine, cuprins de carne, sătul, murdar de sânge, în tine. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit ciocanul.
N-am multe de spus. Sunt un dur. Îmi place să lovesc, să zdrobesc, să dărâm, să fac bucăți. Și îmi place să-mi fac bine treaba. Dacă e vorba de un zid, atunci el trebuie să ajungă praf și pulbere. Dacă e un cui, îl ajut cu mare plăcere să se cufunde lovitură după lovitură, până când se face nevăzut. Nu contează cât de tare mă doare, nu contează cât de tare îl doare, nu contează că îmi las acolo mici bucăți din mine, vreau doar să mă împlinesc menirea. Așa a fost și în ziua aceea. Loveam un piron ca oricare altul, cu aceeași sete, cu aceeași dorință de a-mi face cât mai bine treaba. Mai întâi o mână, apoi cealaltă mână, apoi picioarele. Mai făcusem de multe ori această treabă. Și totuși, acum era altfel. Crucea era ca oricare alta, piroanele erau ca oricare altele. Însă omul pe care l-am crucificat era altfel. L-am auzit spunând: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Iar mai apoi, Eli, Eli, lama sabachthani. Și la urmă, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Dar n-am înțeles ce vrea să spună. Când însă stăpânul meu a vorbit, am înțeles pe deplin pe cine crucificasem. Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit. Pământul de sub cruce. Stăpâne Creatorule, aștept porunca ta. Spune o vorbă doar și îmi deschid gura și înghit pe toți. Soldați care se cred puternici, preoți cu aură de înțelepți, criminali murdari, trecători cu minte puțină, dar răutate multă. O vorbă, stăpâne, o vorbă, și se vor coborî toți de vii în inima pământului, în locuința morților. Îmi amintesc, stăpâne Creatorule, când mi-ai poruncit să-mi deschid gura și să-i înghit pe împotrivitorii slujitorului tău, Moise. Se credeau sfinți, îndreptățiți să te mijlocească poporului, însă inima lor nu era curată. Atunci, la porunca ta prea înalte, m-am despicat în două sub picioarele lor, mi-am căscat gura larg și i-am primit în adâncimile mele. Țipând au venit la mine și i-am acoperit de tot. Poruncește, stăpâne, poruncește de grabă! Și nu va mai fi cruce, nu vor mai fi cuie, nu vor mai fi toți acești păcătoși. Cerul însă a rămas cufundat în tăcere. Curând am auzit loviturile ciocanului, însoțite de gemete adânci. Apoi, dintr-o dată, am fost străpuns
de lemnul crucii ridicată în picioare. Și mai târziu un țipăt a brăzdat nefirescul întuneric ce se lăsase. Tată, în mâinile tale mi-e încredințez Duhul. Am cutremurat din toate profunzimile mele. Am tremurat atât de tare că mi s-au sfărâmat pietrele. Dar gura n-am îndrăznit să mi-o deschid, pentru că am înțeles. Dumnezeul scăpase pe Moise, dar nu și pe sine. Vinerea seara este o seară sângeroasă. Vinerile seara ar putea rămâne niște seri sângeroase. Pentru că junghierea unui miel înseamnă sânge. Trăim vremuri foarte protejate. Trăim în contexte în care sângele este ascuns. Tot ce avem nevoie pentru hrană, mergem și le cumpărăm de-a gata. Cei mai mulți dintre noi. Au trecut vremurile când nemijlocit omul făcea față junghierii unui animal. Să vadă ce presupune asta. Sângele a ieșit din viețile noastre. Și nu prea pricepem uneori, de multe ori, nu prea pricepem ce presupune o junghiere. Ce înseamnă sânge. În vechime, sângele spunea mult. Oare pentru noi astăzi ce ar putea să se spună? În China antică, undeva în zona Shanghaiului de astăzi, în regiunea Fushan, există o mănăstire budistă unde se găsesc niște cărți sacre. Cărțile acestea sunt sacre din pricina faptului că sunt scrise cu sânge. Și nu sânge de animal, ci sânge de om. În cultura budistă era ceva obișnuit. În scrierile lor sacre, în cerneală se punea sânge de om. Călugurii din această mănăstire din zona Kushan erau dedicați scrierii, copierii acestor cărți sacre. Pentru că sângele, sarea din sânge, duce la negrirea sângelui, făceau o cură îndelungată, fără sare, să scoată sarea din sânge, maximum posibil. Pentru ca sângele apoi să nu se negrească pe sulurile lor de hârtie. Și acești călugări, după ce făceau acest tratament să scoată sarea din sânge, se puneau la scris. În fiecare zi scoteau o cantitate de sânge din trupul lor, fie din deget, fie din limbă, și își continuau scrierea cărților lor sacre. Istoria ne spune că unii din acești eroi budiști și-au donat până și bucăți de piele din care să se facă suportul de scris, sulurile lor de scris. Alții și-au donat bucăți de os din care să se facă penițe. Sângele. De când istoria omului este ceva prețios? Cât de diferit stau lucrurile cu noi creștinii? În timp ce budiștii își donau propriul sânge pentru promovarea Dumnezeului lor, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, face exact invers. El și-a dat și a folosit sângele ca să scrie și să săvârșească lucrarea de mântuire a propriilor noastre vieți.
El, Dumnezeul nostru, Domnul Iisus Hristos, scrie viața mea și a ta prin puterea sângelui Său. Exact la extrema cealaltă. Și iată-ne în această seară, Vinerea Mare, o seară sângeroasă. O seară într-un fel greu de dus, dacă am stea să ne gândim la ce presupune o jertfă. Pregătindu-mă, mi-am adus aminte, amintiri din copilărie veneau peste mine. Și mi-aduc aminte cum mergeam la țară la bunici, înainte de Crăciun, ca să jertfim porcul. Mi-aduc aminte cum, pe vremea aceea, tăiam puii la noi acasă, ca să avem ce mânca. Și îl ajutam pe tatăl meu să tăiem acei pui. Și trebuia să țin puiul de picioare, în timp ce tatăl meu îi tăia gâtul. Și simțeam zbaterea lui în mâinile mele și vedeam sângele curgând. Și eram un copil. Și simțeam că îi ceva să-ți dai viața. Până și moartea unui animal te tulbură, te înfioară într-un fel. Și o altă amintire a venit peste mine. Lângă blocul nostru, înainte de Paște, ieșeam cu copiii la joacă. Și lângă blocul nostru, într-o mică pădurice, de o creangă, era un miel. Legat de picioarele din spate, de creangă, și-a târnat în jos. Și ne-am sâns repede cu copiii să vedem ce se întâmplă. Și am văzut măcelarul cum își ia cuțitul și îl introduce în gâtul mielului și îl taie. Am rezemat de un copac. Și amintirea mi-a rămas întipărită. Pentru că nu puteam înțelege. Porcul se zbătea și urla de numă. Puiul se zbătea cât putea de tare. Mielul, total nemișcat. M-am uitat la chipul mieluțului. Și când cuțitul pătrundea în el, fața lui era la fel de senină. Și-a ridicat puțin capul, aceeași atmosferă, același zâmbet pe față, aceeași liniște. Și apoi cu capul în jos, sângele i s-a scurs. Am plecat de acolo marcat de imaginea aceasta. Dacă moartea unui animal ne poate tulbura, ne poate înfiora, cu cât mai mult n-ar trebui să ne înfioare jertfa, moartea Domnului nostru Iisus. Și parcă nu o face, nu-i așa? Nu o face pentru că este undeva departe de noi. Unii poate nici măcar nu credem că a existat așa ceva. Sau nu vrem să ne imaginăm în adevăratele ei dimensiuni. Aș vrea în această seară să stăm puțin lângă mielul lui Dumnezeu și să ne uităm cum Dumnezeu pregătește terenul pentru înțelegerea noastră, pentru mântuirea noastră. Întâi și întâi Dumnezeu lansează acest concept al jertfei în vechime. Mielul lui Dumnezeu, animalul. În Exod 12, Dumnezeu pentru prima oară descrie ce au de făcut, ce are poporul evreu, rob în Egipt, ce are de făcut. Și întâmplarea o știți cu toții. Prima întrebare care mi-am pus-o este: de ce imagini vizuale? De ce Dumnezeu îi pune să jertfească mielul, să stropească cu sânge ușorii ușii și partea de sus a ușii? De ce Dumnezeu face tot acest ritual? De ce aceste imagini vizuale? De ce folosește așa ceva Dumnezeu? De ce nu doar niște explicații didactice? Uite, așa trebuie să faceți, dacă veți face așa, va fi și se va întâmpla în felul acesta. De ce o imagine vizuală în mâinile poporului? De ce? Pentru că acestea creează înțelegerea și întipărirea adevărului. Așa funcționăm noi. De multe ori cuvintele pe care le auzim ne amorțesc și ne obosesc la un moment dat.
Imaginea trezește, leagă lucrurile, dă chip explicațiilor didactice. Tocmai de aceea cred că Dumnezeu la început a folosit atâtea imagini vizuale. Mi-aduc aminte de aceste cuvinte dintr-o reclamă pe postele noastre de televiziune cu mulți ani în urmă, foarte profundă. Citez. În vechime, oamenii nu știau nici să scrie, nici să citească, dar știau să privească. Și privind, întrezăreau nevăzutul. Astăzi, oamenii știu și să scrie și să citească, dar nu mai văd dincolo de ei înșiși. Nu este cazul nostru? Știm să scriem, știm să citim și nu vedem dincolo de noi înșine. Nu mai înțelegem lucrurile, jertfa în cazul nostru. De ce Dumnezeu folosește imagini vizuale? Pentru că acestea ușurează înțelegerea și întipărirea adevărului. De ce folosește imagini vizuale? Pentru că Dumnezeu vorbește astfel încât să se facă înțeles. Și pentru vremea de aceea, de atunci și de acolo, Dumnezeu vorbește pe înțelegerea culturii, a poporului de atunci. Și uitați-vă că așa e și cu noi. N-am să uit niciodată o întrebare a copiilor mei când erau mici de tot. Tati, ce e la un banc? Nu încercați să explicați unui copil ce înseamnă un banc. Un șiruire de cuvinte? Ce înseamnă ala umor? Un șiruire de cuvinte din care ei trebuie să înțeleagă ceva și apoi îți vine să râzi. Există mai multe tipuri de comic, de situație, de limbaj, de moravuri, de caracter. Dar uitați-vă că copiii nu știu ce e ăla umorul. Au nevoie de un pic de maturitate până le înțeleg. Și mi-aduc aminte cum am încercat să le explic. Uite-te așa, când spui asta, de fapt, tu trebuie să înțelegi celălalt lucru și atunci îi de râs pentru că nu corespunde cu adevărul, cu realitatea. Și copiii se uitau la mine și nu înțelegeau nimic. Trebuie să treacă o vreme să înțeleagă ce înseamnă umorul, să se maturizeze și apoi au priceput ce înseamnă glumele, bancurile. Și uitați-vă la copii, prima dată înțeleg comicul de situație. Comicul de situație. Văd ceva întâmplându-se sub ochii lor și atunci încep să râdă. Pentru că simt că ceva nu este potrivit, nu este corespunzător normalității. Și abia mai târziu înțeleg comicul de limbaj, de moravuri, de caracter. La fel și cu Dumnezeu. Pentru poporul de atunci și acolo, în cultura în care trăiau, imaginile vizuale, mielul, animalul, comunicau un mare adevăr care se dezvoltă pe parcurs. Dar de ce miel? Imagini vizuale am înțeles, am găsit două motive. Dar de ce miel? De ce tocmai un miel? Pentru că transmite un mesaj prin caracteristicile lui. Uitați-vă la el, vă rog. De ce tocmai un miel și nu un alt animal? Pentru că are o anumită inocență, o anumită curăție, o anumită nevinovăție, o transmite prin el însuși. De ce miel? Pentru că este animalul cel mai blând, cel mai resemnat. Dorește să sugereze atitudinea lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos în fața propriei jertfe, resemnare. De ce tocmai un miel? Pentru că mielul nu are nimic amenințător. Nimic nu te sperie la un miel, nimic. Mielul nu are nimic amenințător. Poate spune ceva despre modul în care Dumnezeu se apropie de noi. Nimic amenințător. Până la un moment dat. De ce miel? Pentru că mielul este animalul căruia nu îi dai nici o șansă într-o luptă și totuși biruiește prin puterea lui Dumnezeu, sugerând contrastul dintre lipsa de putere proprie și victoria ce putem obține prin puterea lui Dumnezeu. De aceea tocmai un miel. Dar a treia întrebare, de ce ritualul așa cum este pretins de Dumnezeu? De ce îi pune să facă toate acele lucruri în detaliu, cu exactitate? De ce acest ritual? Pentru că erau de fapt o alegorie, o vorbire mascată.
ce prefigurează o realitate ce urma să vină. Pentru ca, pricepând realitatea de atunci și acolo, cu mielul, să prefigureze o altă realitate ce urmează să vină. Ascultați textul din Exod 12. Poate găsim prefigurarea a ceea ce urma să vină în istoria de atunci acolo. Exod 12. În ziua a 10-a a acestei luni, Nisan, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Ați ascultat cuvintele? Fiecare familie, fiecare om are nevoie de un miel de jertfă. Oricine are nevoie de un miel de jertfă, fiecare să ia. În această zi a lunii să luați un miel de jertfă. Era ziua a 10-a a lunii Nisan. În ziua a 10-a a lunii Nisan, Iisus intră în Ierusalim. Iisus intră în casă. Nu vă dau fiori aceste paralele? Să vedeți cum Dumnezeu, în toată înțelepciunea Lui, pregătește lucrurile pas cu pas. Și dacă vrei să le găsești, le găsești acolo. Textul continuă să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Iisus este mielul lui Dumnezeu, de parte bărbătească, fără cusur. Ne spune Evrei 4, cu 16, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Sau Petru spune în 1 Petru 2 cu 22, el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Un miel fără cusur de parte bărbătească, de un an. Textul continuă, versetul 6. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghe seara sau în original între cele două seri. Ne spune notița de subsol a lui Cornilescu, între cele două seri. Ați înțeles deja, nu? Mielul trebuia ales și dus în casă cu 4 zile mai înainte. De ce? De ce? Eu cred că Dumnezeu poruncește lucrul acesta ca să-și întărească mesajul sacrificiului ce urma să vină. De ce nu iei doar vineri, cum am făcut noi, de mila lui? De ce cu 4 zile înainte îl iei în casă sau în gospodărie? Pentru că ai 4 zile la dispoziție să te joci cu el. Ai 4 zile în care să-l vezi, să-l mângâi, să-ți transmită ceva. Și după 4 zile în care te-ai familiarizat cu el, ți-i drag, îl mângâi, a 4-a zi trebuie să-l iei și să-l jertfești. Înțelegi lovitura ce o primești? Este mielul cu care te-ai jucat, mielul pe care l-ai îngrijit, mielul de care te-ai apropiat și apoi trebuie să-l înjunghi. Ce mesaj puternic! Ce mesaj puternic ar trebui să fie când pricepem că Domnul Iisus Hristos a făcut ceva de felul acesta. Iisus a fost înjunghiat în ziua a 14-a a lunii Nisan, după ce a stat 4 zile în Ierusalim, 4 zile în care umbla prin oraș și se întâlnea cu oamenii. Iisus a fost înjunghiat între cele două seri, undeva în decursul zilei de vineri. Între cele două seri. Nu vă dă un fior această prefigurare din Exod 12 cu câteva mii de ani înainte de adevărata jertfă? Textul continuă. Ascultați-l din Exod 12, versetul 7. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpiușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Exact același lucru. În Efeseni 1, Pavel spune, în el
Avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului Său. Acel sânge de pe ușorii ușii îl face pe Dumnezeu să treacă cu mânia Lui pe lângă. Acel sânge al lui Iisus Hristos, sub care ne-am adăpostit, îl face pe Dumnezeu cu mânia Lui să treacă pe lângă noi astăzi. Sângele Lui aplicat peste noi ne ferește de mânia Lui Dumnezeu. Și apoi au trecut câteva sute de ani și Dumnezeu ridică puțin cortina și de la un miel animal care prefigurează altceva, Dumnezeu ridică puțin cortina și în Isaia, capitolul 53, mai pricepem un lucru. Mielul nu este un animal. Mielul acela, animalul, a fost doar o umbră a realității. De fapt, mielul este un om, este fiul omului. Și ascultați Isaia 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Planul este uimitor. Cine ar fi crezut că Dumnezeu va mântui omul printr-un slujitor umil și suferind, nu printr-un împărat puternic și de temut? Ideea aceasta este contrară așteptărilor oricărui om. Dar Dumnezeu deseori lucrează în moduri neașteptate. Puterea lui Mesia este arătată în smerenia, în suferința și în mila Lui. Dumnezeu nu-ți atrage privirile printr-o manifestare înfricoșătoare a puterii Lui. Decizia ta de a-L urma ar fi una manipulată dacă El ar face asta. Dacă Dumnezeu s-ar arunca peste tine de groază, îi te-ai închina. Dar nu L-ai iubi. Decizia ta ar fi una forțată. Și tocmai de aceea Dumnezeu nu vine să copleșească pe nimeni, nu vine să îngrozească pe nimeni. Pentru că El vrea ca decizia ta să fie a ta, de bunăvoie, nu forțat. Și atunci a fost disprețuit și părăsit de oameni. Și astăzi este la fel. Multe nu s-au schimbat. Unii îl resping luptând împotriva Lui, alții disprețuindu-L, alții ignorându-L. Tu cum te raportezi la El? Ar putea fi întrebarea aplicativă. Tu cum te raportezi la El? Îți șoptește ceva Duhul Sfânt astăzi cu privire la relația ta cu mielul lui Dumnezeu, fiul omului? Pentru că totul ține de această relație a ta cu El. Totul. Ascultați-L pe Isaia cum continuă. Totuși, deși era disprețuit și părăsit de oameni, deși îl disprețuiești și îl ignori poate, totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, prin rările Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la mecelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi și mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui. Foarte clar, Dumnezeu ia
alegoria mielului din Exod și o mută asupra realității fiului omului. Vă aduceți aminte de principiile de seară? A scăpat de sub judecata lui Dumnezeu necesită o moarte, le-a transmis Dumnezeu în Egipt. Moartea aceasta poate fi moartea unui substituent. Dumnezeu poate mântui prin moartea unui suplinitor, a unui substituent inocent. Fiul omului este substituentul acesta, Domnul nostru Iisus Hristos. Și Noul Testament o spune foarte clar, Evrei, capitolul 9, căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Mielul lui Dumnezeu, fiul omului. Și Isaia încheie așa, 53. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii lui, sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui robul meu, cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărăți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Aici te-ai putea regăsi tu. Faci parte din sămânța aceea de urmași? Ești pus într-o stare după voia lui? Cum adică? Ce-i aia? Adică te-ai căit de păcatele tale? Ai cerut iertare lui Dumnezeu făcând apel la jertfa Domnului Iisus Hristos? Ai hotărât să trăiești în ascultare de Dumnezeu? Te-ai botezat în apă de bună voie ca și o alegere personală la maturitate, mărturisind public noua ta alianță, noua ta credință în Iisus Hristos? Dacă n-ai făcut-o, nu faci parte. Nu faci parte din sămânța de urmași a fiului omului jertfit. Sângele lui nu te acoperă dacă n-ai făcut toți acești pași complet. Toți acești pași. Și dacă continuăm, povestea mielului lui Dumnezeu în Scripturi, ajungem la o a treia realitate. Întâi, mielul de jertfă este un animal, ca oamenii să înțeleagă cum stau lucrurile. Apoi, se dovedește că Dumnezeu în mintea lui avea, în planul lui, avea în minte nu un animal care să moară pentru om, ci o ființă umană care să moară pentru om. Dar lucrurile nu se opresc aici, pentru că trebuia ceva mult mai mult. Vedem dintr-o dată povestea mielului, mielul lui Dumnezeu, animalul, mielul lui Dumnezeu, fiul omului, mielul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu. Apocalipsa 5. Ascultați. Începem cu versetul 1. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți, și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrânii mi-a zis: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, ascultați cu atenție, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel
Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur plină cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție de și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Ați simțit paradoxul? Paradox, un paradox este un enunț contradictoriu și în același timp demonstrabil. Sau l-am putea numi un oximoron, adică un procedeu stilistic care constă în două cuvinte în aparență contradictorii, folosite împreună ca să dea vorbirii tale, expresiei, un caracter neașteptat. Un oximoron este, de exemplu, este groaznic de frumos sau este teribil de bun. Ei bine, paradoxul sau oximoronul din textul nostru este leu-miel. Leul este miel și mielul este leu. Ioan are vedenia aceea și spune: leul din tribul lui Iuda va deschide pecețile, va rupe pecețile, va deschide cartea. Și când se întoarce și se uite spre canul de domnie, vede un miel. Din nou Dumnezeu folosește două animale. Din nou Dumnezeu folosește aici, ca să ne vorbească, niște imagini vizuale deosebit de puternice, dacă ne luăm efortul să ne gândim la ele. Din nou Dumnezeu le folosește ca să ne întipărească în mintea noastră niște adevăruri care ar necesita multe cuvinte. Cum ar trebui să explici că leul din tribul lui Iuda este de fapt mielul lui Dumnezeu și mielul este leul? Ți-ar trebui pagini întregi să explici asta, pe când imaginea aceasta spune tot. Din nou Dumnezeu se folosește de aceste figuri stilistice pentru ca să-și întipărească adevărurile lui în inima noastră. Ce ne sugerează aceste imagini? Puterea lui Dumnezeu este deghizată în slăbiciune și asta are consecințe practice. Secretul puterii lui Dumnezeu stă tocmai în aparenta sa slăbiciune. Acolo pe cruce Domnul Iisus Hristos stătea și murea când putea să se ridice de acolo și să biruiască. Dă-te jos de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine însuți. Ar fi putut să o facă, dar a ales să nu o facă. Și asta e tărie. Ceea ce Dumnezeu făcea acolo era cel mai puternic act de tărie. Mai puternic decât crearea universului, mai puternic decât aducerea sfârșitului lumii, era puterea lui Dumnezeu la paroxism. Îți trebuie cea mai mare tărie să te lași batjocorit, bătut, chinuit și omorât când ai toată puterea de a răspunde și de a-i birui pe agresori. Aia este tărie. Aceea înseamnă putere. Să știi că poți să-i zdrobești pe toți. Puterea lui Dumnezeu este deghizată în slăbiciune. Inclusiv astăzi puterea lui Dumnezeu este deghizată în slăbiciune în ce ne privește pe noi. De dragul nostru. Cum ar fi dacă Dumnezeu și-ar manifesta toată puterea la tot pasul? Oamenii ar veni la El să beneficieze de puterea asta. Ar veni la El fie de frică. Nu l-ar iubi, ci ar fi înfricoșați de El. Sau s-ar apropia de El ca să fie, să ia ceva din puterea aceasta. Nu vă miră faptul că în anumite contexte unde aparent au loc tot soiul de minuni, aparent, oamenii se bulucesc acolo, doritor să vadă o manifestare a puterii și la ce ajută? Un Dumnezeu care nu-și afișează puterea nemărginită, ci și-o păstrează sub control.
va fi urmat doar de aceia care îl cunosc și îl iubesc. Altfel s-ar putea să-l urmezi dintr-o sete după a primi ceva din puterea aceea. Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu este deghizată în slăbiciune. Dumnezeu are un plan. Acolo este vorba de o carte, un sul. Ne confirmă faptul că dacă există o carte, dacă există un sul pe care scris ceva, înseamnă că Dumnezeu are un plan. Dumnezeu nu este luat prin surprindere de istorie. Istoria se desfășoară după planul Lui. Planul Lui este în mâna Lui. Așa că nu te îngrijora de mersul lucrurilor. Dumnezeul meu, al tău, are un plan. Are un plan și cu tine, dacă cumva încă nu ești al Lui. Aceeași imagine ne spune că Dumnezeu controlează întreaga istorie. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu El, de asemenea îl vor birui. Spre aceasta suntem destinați toți cei care ne-am ascuns sub sângele Lui. Așa că, la încheiere, mielul lui Dumnezeu cel fără cusur, jertfa de ispășire, Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, stă înaintea ta în această seară și așteaptă o decizie de la tine. Întreaga ta viață, întreaga mea viață, se desfășoară între Iisus, mielul lui Dumnezeu, și Iisus, leul lui Dumnezeu. Întreaga ta viață, întreaga mea viață se desfășoară între Iisus, mielul lui Dumnezeu, funcția de ispășire spre iertarea păcatelor, și leul lui Dumnezeu, cea de judecată spre pedepsirea păcătoșeniei nerezolvate. Întreaga mea viață, întreaga ta viață se desfășoară între mielul lui Dumnezeu care oferă iertare și leul lui Dumnezeu care va aduce judecata. Dacă nu apelezi astăzi la mielul lui Dumnezeu, vei apela într-o zi la leul lui Dumnezeu. Iisus, ca și miel, și-a îndeplinit deja funcția. Acum te afli în perioada de grație a lui Dumnezeu, de așteptare după o decizie personală de bunăvoie. Dacă ești acum aici în viață, încă te poți bucura, încă poți beneficia de funcția de miel a lui Dumnezeu, de miel a Domnului Iisus, cel care ridică păcatul lumii. Perioada de grație însă este una limitată în timp. La momentul potrivit, Dumnezeu, mielul leu, va porni să judece lumea. Și atunci va fi prea târziu, ne spune Scriptura. Pe 16 februarie 1989, în Ontario, în Canada, viețile lui George și a lui Vera au fost zguduite pentru totdeauna. Era o dimineață obișnuită, zi de joi. La ora 9 și 15 minute a sunat telefonul. A avut loc un accident, li s-a spus. Este vorba de fiul vostru, Ben. O pornit în trombă spre școala copilului. Când s-a apropiat de intersecția străzilor din fața școlii, mulțime de mașini, de oameni, ambulanțe, mașini de poliție, Vera și-a aruncat privirile spre mulțime și a văzut un reporter cu aparatul foto, cu obiectivul lung, îndreptat într-o direcție. S-a uitat pe linia obiectivului și în fața ei, în fața ochilor ei, spune ea, citez, am văzut cea mai mare baltă de sânge pe care am văzut-o vreodată. Tot ce a putut spune a fost, George, Ben a plecat acasă. Acasă la tatăl. A sărit din mașină, povestește, hotărâtă să fugă și să strângă sângele de pe jos, să-l ia în mâini, să-l pună înapoi în fiul ei. Și spune ea, citez, sângele acela, în acel moment, era pentru mine cel mai prețios lucru din lume, pentru că era viața lui, era sângele care îi dădea viață fiului meu, a singurului meu fiu pe care l-am iubit atât de mult. Strada era murdară, continuă ea, și sângele fiului meu nu aparținea acelui loc.
George povestește la rândul lui. Citez. Vedeam mașinile trecând prin intersecție, exact peste sângele fiului meu. Inima mi era zdrobită. Am sărit să acopăr sângele lui Ben cu haina mea, strigând: nu conduceți mașinile peste sângele lui! Apoi, cei doi părinți au înțeles acest copleșitor adevăr. De ce apela Dumnezeu la sânge? Pentru că era cel mai puternic limbaj pe care el l-a putut folosi. Era cel mai mare lucru pe care îl putea oferi Dumnezeu. Era cel mai mare preț pe care îl putea plăti. Întrebarea pentru voi în această seară este: cum tratezi tu sângele Domnului Iisus? Cu ușurință? Îl calci în picioare cu nepăsare? Sângele acela este viață. Scriptura spune: cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Mulți calcă în picioare sângele Fiului lui Dumnezeu până când le permite Tatăl lui. Dar nu va fi mereu așa. Nu va fi mereu așa. Unde te afli? Dacă nu-ți albești hainele în sângele mielului, astăzi se prea poate să nu mai fie un mâine pentru tine. Dumnezeu nu se va lăsa batjocorit, El are doar răbdare cu tine. Deocamdată îți întinde pe Iisus mielul lui Dumnezeu cu funcția de ispășire pentru păcatele tale. Nu va îngădui la nesfârșit să treci cu mașina peste sângele Fiului Său vărsat pentru tine. Nu va lăsa ca sângele Lui să rămână pe asfaltul murdar. Chemarea este: bucură-te de mielul lui Dumnezeu azi, ca să nu ajungi să dai ochii cu leul lui Dumnezeu mâine. Și dacă vrei să o faci, atunci, dacă vrei să o faci, atunci va trebui să iei o decizie tare, o decizie radicală, și va trebui să o faci public. Așa că vă așteptăm pe toți aceia care doriți să luați astfel de decizie tare, publică, cu toate consecințele ei, de a nu mai călca în picioare sângele lui Hristos. Vă invităm să o faceți. Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fășii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni.
din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus.